Lacul cu nufere, aflat la 3 km de casa lui Eminescu, în Codrii Poteștiului, și pădurea seculară de Stejar arată feeric de la distanță. Odată ce te apropii, dai de primul obstacol, drumul. Deși este inclus în circuitul turistic național și ar trebui să atragă mii de turiști, locul este greu accesibil. Cum e drumul ăsta? Foarte rău, foarte rău. Mai ales de la stradă și până... Cât am auzit că până la lac încolo e foarte rău. Cei care totuși reușesc să răzbată prin pădure au parte de o altă surpriză. Lacul cu nuferi e năpădit de buruieni. Lacul ăla trebuie decolmatat, trebuie reamenajat. Nu poți să-l ieși la nesfârșit colmatat de 200 de ani. Acolo trebuie investiție masivă. Mulți consideră că lacul cu nuferi este al primăriei Mihai Eminescu. Lacul cu nuferi este proprietatea Consiliului Județean. Responsabilii promit să curețe lacul anul viitor. Toamna asta vom încerca să facem o igienizare pe cât posibil, ne intervenim prea dur pe lac, în sensul că vom tăia stuful acolo unde este cazul. Pădurea lui Eminescu are însă nevoie de investiții mult mai mari. Ar trebui refăcut drumul și pistele de bicicletă, ar trebui schimbate băncile și indicatoarele rutiere și ar trebui reparat podul care traversează lacul.